Bun găsit la Field of Markets, emisiunea în care v-am obișnuit vorbind despre piețele financiare și principalele evoluții. Ca de obicei, sunt împreună cu colegul meu, Tiberiu Porojan. Te salut, Tiberiu! Salut, Cătălin! Bine te-am găsit! Iar invitatul nostru de azi, Cristian Găvan, fondator Mambricolaj. Bun venit la Field of Markets, Cristian! Bine v-am găsit! Am încheiat o săptămână, spuneam eu, lipsită de cifre și date economice importante. Dacă scoatem non-eventul ședinței Fed, în care Banca Centrală și-a menținut acel limbaj prudent de care vorbeam, și în ceea ce privește recuperarea economică, păstrând neschimbată rata dobânzii, extinzând acele programe de împrumuturi de urgență, ne-au atras atenția totuși niște cifre din Statele Unite, de exemplu, cel mai slab trimestru din istorie pentru Statele Unite, minus 32,9% scădere trimestrială. Evident că vom avea o revenire în trimestru 3, să vedem cât de spectaculoasă va fi. E mult de recuperat, v-am spuneam eu, măcar 50% ca să recuperăm pierderea asta. În Canada, de exemplu, pe o bază lunară, a fost o creștere de 4,5% venind după o scădere de 12%. Ce s-a schimbat în ultimele două săptămâni la americani sunt cererile de șomaj. Vă spuneam că acele 15 săptămâni consecutive de scădere s-au oprit și de două săptămâni încoace ele cresc. E adevărat, puțin, da, totuși, să spunem așa, cifre mai bune ca așteptările, dar mai proaste ca data trecută, sunt îngrijorătoare, totuși că rămân la 1,4 milioane de cereri de șomaj. Dacă vorbim și de consum în Statele Unite, căci cifrele sunt bune în contextul actual, dar atenție, tot sub luna trecută, vorbim de comenzile pentru bunuri de folosință îndelungată, vorbim de personal spending, vorbim de încrederea consumatorului, iată, toate astea ne fac așa o imagine destul de interesantă la ce să ne așteptăm pe viitor. Spuneam eu că revenirea puternică economică nu va putea ține acel pas. În Europa avem o inflație de 0,4%, însă important acea scădere de 10% a PIB-ului din Germania, PIB-ului, prima citire cel preliminar, o scădere fără precedent, dar era de așteptat, tocmai având în vedere acele măsuri de blocare, nu? Posibil să vedem sau nu astfel de măsuri, având în vedere incertitudinea cu coronavirusul. Aș întreba pe Cristian, cum vede el în contextul ăsta revenirea economică, la ce să ne așteptăm în perioada următoare, pentru că în continuare e incertitudine și analiștii se confruntă cu incertitudinea asta, ca dovadă și prognozele pe care le fac niciodată nu prea le nimeresc. Sunt de acord cu tine, Cătălin, că în continuare este o incertitudine. Toți antreprenorii stau ca la curse în bloc starturi, fie să ia la fugă înainte, fie să ia la fugă înapoi. Ce să zic? Din punctul meu de vedere, piața noastră, piața de bricolaj și amenajeri interioare, merge foarte bine. Se vede un aflux de bani proaspăt în acest domeniu. Probabil că banii din zona vacanțelor au fost direcționați spre zona de amenajări interioare și oamenii își fac prin casă. Nu sunt un mare analist economic. Dacă nouă ne merge bine, spre foarte bine, nu același lucru putem să spunem și despre domeniul organizărilor de evenimente, Horeca, sală de sport și fitness, saloane de frumusețe și diferite servicii care suferă. De ce să nu recunoaștem? Suferă și probabil că vor produce un număr de șomeri. Da? Din cauza asta trebuie să fim foarte atenți unde investim bănuții, unde investim resursele, să avem provizioane, astfel încât o potențială criză din iarnă să nu ne prindă în fundul gol. Dar apropo de contextul ăsta, crezi că mai e posibilă o blocare a economiei dacă aceste cazuri de COVID vor continua să crească? Și nu mă refer neapărat în România, în general, în Europa, în Statele Unite, pentru că deja nu cred că mai e cazul. Și cum vezi tu situația asta? E clar că mai durează până se va obține un tratament. Tu cum privești situația asta? Cred că îți dai seama că ca majoritatea antreprenorilor urmăresc foarte atent ce se întâmplă cu această pandemie.
Eu cred că discursul public s-a schimbat ușor, ușor în zona de vest a Europei. Cazurile ca și procente de, din zona gravă, adică a deceselor, sunt stabile în aceeași medie procentuală, iar cazurile de cei care se îmbolnăvesc sunt, eu cred că sunt în descreștere față de lunile anterioare și oamenii să fac bine. Dacă suntem atenți la World Matters, acel minunat site care ne arată câtă lume s-a îmbolnăvit, câtă lume este în curs de însănătoșire și numărul deceselor, vedem că marea majoritate s-au făcut bine. Da? Nu este o presiune uriașă pe sistemul medical, cum se așteptau unii alții din sistemul medical. Mi se pare puțin exagerat de marketată această criză de către media. Cred că ar trebui să ne uităm cu mai mare atenție asupra metodelor de vindecare, pentru că dacă sunt 4% decese și restul sunt oameni care s-au însănătoșit, înseamnă că majoritatea fac față cu brio acestui virus și deci există metode de însănătoșire. Că e cu paracetamol, că e cu hidroclorixină, cum îi spune, cu redemsivir, toate aceste cazuri s-au vindecat fără să existe un vaccin. Deci dacă s-au vindecat fără să existe un vaccin, eu cred că suntem pe drumul cel bun. Da, într-adevăr. Într-adevăr, așa este. Scuze că ți-au cuvântul. Rămâne de văzut, practic, pentru că, după cum știi, sunt foarte multe companii care au intrat în cursa asta de a scoate un vaccin pe piață cât mai curând. Sunt foarte mulți bani care sunt pompați în companiile astea din partea guvernelor și din Europa și din Statele Unite, miliarde, zeci de miliarde care intră și vor intra în continuare. Sunt chiar multe doze, zeci de milioane, sute de milioane de doze care au fost deja precomandate și achitate, se pare, de, chiar de Uniunea, de Comisia Europeană, mă rog, de Uniunea Europeană și de Statele Unite. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că atunci când vor ieși, vom avea cu siguranță un vaccin și lucrurile s-ar putea să iau o întorsătură bună. Ca să completez pe, ca să te completez de fapt în legătură cu evoluția bricolajului, confirm faptul că în perioada asta și eu m-am apucat de unele redecorări în casă și se pare că trendul este unul pozitiv. Hai să vorbim două minute sau chiar mai puțin dacă e cazul despre planșa care am proiectat-o acum. Sunt indicii PMI din Europa Centrală și de Est, varianta finală și după cum se poate vedea, trendul este unul pozitiv, recuperarea este clar în V și avem aici pe plan și indicii din Polonia, Ungaria, Turcia, Cehia, Rusia și zona euro. După cum se știe deja, atât cei din domeniul manufacturier cât și cei din servicii au depășit deja pragul de 50 de puncte, unii chiar 55 de puncte, chiar și mai mult în unele locuri punctual. Și avem creșteri în Germania, Franța, în Marea Britanie și, după cum se poate vedea, și în Europa Centrală și de Est. Deci, din punctul ăsta de vedere, se pare că economia o ia ușor, ușor pe calea burselor, care a recuperat deja mult mai bine și revenirea lor a fost în V până acum. Asta e clar. Bursele trase în sus de giganții din tehnologie care au raportat, iată, joi seară după închidere și nu putem să nu comentăm puțin rezultatele astea pentru că, cu excepția Microsoft care a dat mai devreme, Apple, Amazon, Google și Facebook au raportat și au raportat bine pentru că confirmă, iată, ce anticipările investitorilor și justifică acele creșteri pe bursă, nu? Da, într-adevăr așa e. Se poate vedea foarte bine cifrele de pe planșa asta. Toate companiile, din cele FANG, să zic, din acronimul FANG, au raportat foarte bine. Dintre toate astea, să spun așa, Apple se distanțează, ca întotdeauna, creștere foarte importantă a veniturilor, cât și a profitabilității, urmată de Amazon cu o revenire foarte bună, Google și cu Facebook.
După cum spuneai și tu, companiile din domeniul tehnologic au tras în sus indicii, în special Nasdaq-ul, care a avut cea mai bună evoluție dintre toți indicii la nivel mondial în ultima perioadă. Pe Google și pe Facebook să ne uităm și pe grafice foarte pe scurt și să comentăm puțin împreună cu Cristian de domeniul ăsta, de zona asta tehnologică, de digitalizare, de ce s-a întâmplat, pentru că, iată, pandemia a forțat lucrurile și, spun unii, am avansat chiar cu ani de zile în lunile astea. Foarte pe scurt despre grafice, nu comentez, vă las pe voi să vă spuneți părerea despre companii. Google are o zonă de rezistență aici undeva după ce a atins un maxim istoric peste 1575 de dolari pe acțiune, revine, deci a dat cu capul de două ori. E o tendință pozitivă, dar deocamdată nu suntem la maxim istoric și până nu trece de zona asta 1535-1575 nu putem vorbi de continuarea creșterii. Nu m-aș îngrijora, cu siguranță va ieși din acest canal puternic ascendent, dar posibil să vedem o evoluție laterală. Chiar o scădere spre 1275 n-ar fi îngrijorătoare pentru Tauri. De acolo în jos devine problematic. Te rog. Ca să te completez, Cătălin, Alphabet, practic compania mamă care deține brandul Google, exact, a raportat într-adevăr rezultate peste așteptările analiștilor în ceea ce privește veniturile din al doilea trimestru, dar se pare că a marcat prima scădere a veniturilor din istoria companiei, au precizat acestea, pentru că agențiile de publicitate și-au redus foarte mult cheltuielile în timpul celui de-al doilea trimestru. Și știm foarte bine că Google este, în primul rând, pe lângă motorul de căutare, este o platformă prin care companiile, milioanele de companii la nivel mondial, își fac reclamă prin intermediul lor și veniturile totale se pare că au atins 38 de miliarde de dolari, un câștig pe acțiune de 10,13 dolari, publicitatea din platforma YouTube aducând aproape 4 miliarde de dolari, în timp ce segmentul cloud a generat 3 miliarde de dolari ușor peste așteptări. Deci, încă o dată, publicitatea oricum, și reclamă investitorii care au sancționat ce spuneai tu aici, s-a văzut scăderea respectivă. Clar, așa este, da. Chiar, te rog. Chiar CEO-ul companiei, indianul Sundar Pichai, a spus că motoarele de creștere în viitor se pare că nu vor mai fi neapărat reclama și publicitatea, ci segmentul cloud și investițiile în inteligența artificială. Deci, iată că și Google-ul se gândește să facă un switch de la veniturile clasice, care până acum au generat sume importante de bani, către noi segmente de business. Te rog, spune aici. Facebook, în schimb, se află spre maximele istorice, undeva în zona asta, să vedem ce va urma. Și aici o creștere extrem de puternică, nu m-ar surprinde să iasă din canalul ăsta, dar vom vedea evoluția ulterioară. Să specificăm că a avut două mari căderi în ultimii ani, Cambridge Analytica plus căderea din trimestrul 4 din 2018 pe toate bursele, iată, 43% și prăbușirea din martie de anul acesta, mai mică, totul spuneam eu și data trecută, doar 39%, în rest, atâta timp cât este peste zona asta 220-224, Taurii pot sta liniștiți, evident că s-ar îngrijora puternic dacă ar scădea sub, ar fi un semnal bullish, până atunci ușor-ușor poate să stabilească noi maxime. Eu avusesem aici înainte, prognozasem 248, 261 și dacă nu mă înșel, 274, să vedem dacă le va atinge. Până atunci să-l întreb pe Cristian, cum vede el sectorul ăsta tehnologic, ceea ce se întâmplă cu digitalizarea și până la urmă cu noua economie, nu? Ușor, ușor trebuie să ne adaptăm. Fac o paralelă între creșterea Amazon sau aceste companii tehnologice care vând foarte mult pe zona online. În perioada stării de urgență au crescut și la noi, de fapt, de la introducerea stării de urgență până în prezent, vânzările în magazinul nostru online au crescut cu 160%. Deci este o certitudine că ce se întâmplă încurajează vânzările online. Din ce în ce mai mulți oameni văd că nu este neapărat nevoie să te duci până la magazin sau la mall ca să-ți cumperi orice fel de bun și banii care te dai pe transport, pe benzină, îi dai la curier. Deci undeva ești
tot pe acolo și plus că nu mai pierzi timpul. Stai câteva minute în fața calculatorului sau poate și o oră dacă cauți amănunțit, ai toate ofertele într-un singur loc și îți vin bunurile acasă. Deci suntem obligați să înțelegem că ăsta este trendul și am fi chiar anticapitaliști dacă nu am urmărit trendurile. Da, uite, mă bucur să aud că și la noi se întâmplă același lucru. Practic, urmărim evoluțiile internaționale și se știe că România, am văzut câteva statistici la nivel european, se pare că internetul de mare viteză la noi ocupă locuri fruntașe în Europa și tot ceea ce înseamnă căutări și cumpărări online, suntem destul de sus și uite că chiar Cristian ne confirmă lucrul ăsta. Bun, hai să trecem în revistă și alte patru companii pe care le-am pregătit pentru astăzi, respectiv două din sistemul bancar, HSBC și Societe General, împreună cu Colgate-Palmolive și Chevron, gigantul american din domeniul petrolier. Cifrele sunt clare, evoluția sectorului bancar nu cred că mai poate fi discutată și comentată din punct de vedere al evoluției. Cifre destul de proaste atât pentru HSBC cât și pentru Societe General, scăderi față de același trimestru din 2019, respectiv trimestru 2, sau față de prima jumătate a anului 2019 în cazul HSBC. Dacă e să vorbim de Colgate-Palmolive, lucrurile stau invers. Gigantul american din domeniul produselor de consum, de îngrijire personală și așa mai departe, a raportat rezultate pozitive în al doilea trimestru din 2020, în creștere ușoară față de aceeași perioadă anului trecut, dar totuși iată că produsele, da, din domeniul din acest domeniu au fost căutate în continuare de clienți, spre deosebire de produsele bancare și alte tipuri de produse. Azi Iberu, și doar să te completez cu graficul Colgate-Palmolive și să spun doar atât, se află la un nivel foarte important aici, la 77,5. De câte ori a ajuns cotația aici, a scăzut, evident, fiind o zonă de rezistență, acum e posibil să treacă și dacă perspectivele sunt bune și evoluția va fi bună în trimestrul următor și în general a sectorului, dar și a indicilor bursieri va trece, dar va trebui să confirme asta, zona asta ca suport, dacă nu se va repeta același pattern și va coborâ spre 74,50, respectiv spre zona asta 69,5-71,5, aici cifrele rotunde sunt cu 0,5 în coadă. În rest, nimic de comentat, e un punct foarte bun de risk-reward. Și propun să vorbim de MAM Bricolaj, pentru că ăsta e subiectul important, o nouă companie care vine la bursă. O bursă la noi, clar știm cu toții, cu lichiditate mică, cu marfă puțină, cu diversitate la fel redusă, fără free float pe multe titluri. E clar că investitorii așteaptă noi companii, așteaptă noi business-uri în care să investească. Spuneam eu și le-am spus tuturor invitaților, e foarte importantă persoana și managementul din spatele business-ului, pentru că, dincolo de indicatori de PER și de alți indicatori, investitorii vor să vadă un potențial de creștere, vor să vadă un sector dinamic și un jucător dinamic. Ce v-a făcut să vă îndreptați pe piața de capital, ținând cont că mai puțin de 5% dintre antreprenori folosesc această posibilitate de atragere de capital? Ce v-a făcut pe voi să veniți? O companie, eu am spus întotdeauna, nu trebuie să fie o companie foarte mare să te listezi. Da, cred că faptul că am discutat cu oameni care deja s-au listat piața de capital, faptul că brokerul cu care lucrăm mi se pare un tip de mare încredere, faptul că putem să obținem niște sume de bani pentru dezvoltare fără o mare presiune, pentru că investitorii înțeleg din capul locului că nu își vor recupera banii în următorul an și că
sunt dispuși să aștepte câțiva ani până le crește valoarea investiției. Sunt niște lucruri care am făcut să ne îndreptăm spre piața de capital. E, asta e foarte interesant și înainte să-i dau cuvântul lui Tiberiu, aș întreba cât din acțiuni veți pune în vânzare, cât din acțiuni, cum e acționariatul concentrat acum și la cât e evaluată compania, nu ce așteptări sunt vis-a-vis de listare și capitalizarea dată de piață, într-un context nu neapărat dificil, dar nici extrem de favorabil, deși mulți vorbesc că se așteaptă creștere în continuare pe burse. O să vedem că bursa de la noi nu a ținut pasul cu bursele de peste ocean, dar asta e un alt capitol. Deci, cam cum vedeți și cam cât sunteți dispuși să vindeți? Răspunsul la prima întrebare este că suntem dispuși să vindem 25% din acțiunile companiei și ne așteptăm să încasăm 2 milioane de euro. Deci brokerul spune că din rezultatele companiei reiese o evaluare spre 8 milioane de euro. Suntem foarte încrezători că vom obține acești bani pentru că piața a validat din 2011, de când am deschis, deci de 9 ani, a validat modelul nostru de afacere. Pe lângă materialele pentru mobilier cu care ne-am lansat, vindem și conexe, adică ce intră într-un mobilier, intră o ghiuvetă, intră o baterie, astea le găsești la magazin bricolaj, intră sisteme de iluminat inteligente sau incorporabile, le găsești la MAN Bricolaj. Electrocasnice incorporabile în mobilier, le găsești la MAN Bricolaj. Faptul că vrei să finisezi cu niște vopsele sau lacuri, părți de mobilier clasic din lemn, le poți găsi la MAN Bricolaj. Deci avem o gamă de aproape 10.000 de produse, printre care și produse de întreținere a mobilierului, produse de curățare a mobilierului. Toate astea au validat modelul nostru de afacere. Mai mult de atât, pe lângă vânzarea propriu-zisă de materiale pentru mobilier, oferim și servicii de debitare, cântuire și găurire a panourilor din mobilier. Asta înseamnă că fabricăm subansamble. Mai strict, Cătălin Chivu vine la magazin, vorbește cu un proiectant de la magazin, spune ce vrea, proiectantul intră într-un program foarte bun de proiectare mobilier, cred că este cel mai bun din piață, care proiectează mobilierul, îl trimite coordonatele către mașinile de comandate de calculator, acolo se taie, se cântuiește, se găurește și astfel Cătălin Chivu primește acasă pe un palet subansamblele pentru un mobilier. Este modelul IKEA, nu este nimic de ascuns, dar îmbunătățit pentru că îl faci în dimensiunile în care le vrea clientul și în culorile în care le vrea clientul. Deci spunem noi că aducem o plusvaloare față de modelele standardizate. Durează între 2 săptămâni și 4 săptămâni în funcție de aglomerație, dar omul primește la un preț corect un mobilier la comandă. Că până la urmă este un mobilier la comandă, el depune efortul să și-l monteze. Ok. Legat de modelul de business, practic, din câte am înțeles, MAN Bricolaj este un fel de agregator, așa să zic, în ghilimele, și furnizează, mă rog, pe lângă produsul finit, cât și subansamble. Deci merge pe modelul IKEA. Spuneați puțin mai devreme și am remarcat faptul că se pot debita și piese. Știu că există iarăși un mare, deci de fapt cred că sunt vreo 2 mari retaileri de bricolaj care oferă serviciul ăsta și, mă rog, eu unul sunt chiar, să zic așa, interesat de el ca și consumator de genul ăsta de produse. Totuși, întorcându-mă la canalele de vânzări, spuneați puțin mai devreme faptul că au crescut foarte mult cele online. În momentul de față, din câte știu și am văzut niște statistici, la finalul anului, cel puțin, majoritatea vânzărilor sau o pondere importantă e făcută totuși în magazinele fizice. Să nu uităm că cei mai mari retaileri de la noi, nu le dăm nume că nu are rost,
au acoperire teritorială, mă rog, în toată țara, în fiecare ședință de județ și așa mai departe. Din câte știu, românul vrea să vină să pună mâna pe, nu știu, pe un aparat, pe o piesă de mobilă și așa mai departe. Intenționați să deschideți și să vă creșteți rata de acoperire teritorială sau vreți să mergeți strict sau mai mult pe vânzările online? Răspunsul este combinat. Vrem să mergem pe magazinele online, dar în zona de amenajări interioare, cei mai mulți oameni care iau o decizie de a achiziționa ceva legat de amenajări interioare sunt kinestezici. Texturile materialelor influențează decisiv decizia de achiziție, pentru, la fel ca și la haine. Dacă pui o haină pe tine și nu te simți confortabil în ea, o respingi. Dacă vrei să ții o piesă de mobilier pe care de cele mai multe ori o atingi când o folosești, și asta se poate întâmpla zilnic sau de mai multe ori pe zi, atunci nu ai o senzație atât de plăcută. Și din cauza asta, cei mai mulți consumatori care vor fac achiziții în acest domeniu vin în magazin, inclusiv o gresie, o placă de, nu este domeniul nostru, dar la retailerii de plăci ceramice, oamenii se duc și pipă egresia ca să vadă cum o simt la tactil. Astfel, este adevărat că vrem să creștem vânzările online pentru cei care știu despre ce e vorba, spre exemplu, un picior de mobilier sau o balama sau un sistem de sertar, ăsta nu pui mâna pe el în general. Și atunci, doar vizual, îl vezi pe site și poți să-l comanzi. Și astfel cresc vânzările. Dacă iei o substanță, o vopsea, o substanță de curățat, o ceară de corectar, un kit, astea nu trebuie să vină în magazin, le comanzi online. Dar pentru celelalte materiale principale, blaturi de lucru, chiar și o baterie sau plăcile din PAL sau MDF, oamenii vin în magazin. Deci intenționăm cu banii atrași să mai deschidem un magazin în București și pe urmă direcția principală este Brașov, Iași și Cluj. Ok. Da. Și încă o întrebare vis-a-vis de suma pe care ați vehiculat-o puțin mai devreme. Deci ar fi vorba de în jur de 2 milioane de euro, mă rog, pentru un anumit procentaj din companie. Dacă e să vorbim de modalitățile de împrumuturi pe care firmele le au la dispoziție, cele mai la îndemână, așa zic, și clasice sunt împrumutul bancar, mă rog, înainte ar putea fi împrumutul acționarilor, proprietarilor, după care împrumutul bancar, eventual obligațiuni și emiterea de acțiuni. În momentul de față, pentru că știm foarte bine, atunci când o companie vine la bursă, pe lângă faptul că își pune în fața investitorilor întreaga bucătărie internă cu tot ceea ce înseamnă raportări, cifre și așa mai departe, ar fi o variantă sau credeți că ponderea împrumuturilor bancare, da, în tot ceea ce înseamnă împrumuturi la nivelul companiilor locale, ale noastre, IMM-urilor în general, tind să fie în continuare mai importante decât ceea ce înseamnă și mai la îndemână față de împrumuturile din piața de capital? Da, răspuns afirmativ, da. Și motivele sunt și simplu de identificat. La bancă te duci și discuți cu ofițerul de credit de acolo. Dacă ai și o relație îndelungată, să uită pe datele tale financiare și între 2 și 4 săptămâni ai creditul aprobat. Lucrurile astea oamenii le-au făcut și în privat și au luat credite pentru nevoi personale, deci cumva sunt antrenați în a obține un credit, mai cosmetizează datele financiare, mai bagă sub preș anumite lucruri. La momentul în care te îndrepți spre piața de capital, procesul este de aproape un an de zile. Foarte multă lume nu gândește anticipativ ce vreau să fac peste un an, doi, trei, șapte ani și doar am nevoie și se întâmplă ce este mai rău.
am nevoie de bani acum și te duci să obții repede un credit și îl obții în cele mai neavantajoase condiții. Noi în ultimii 3 ani nu am avut efectiv nevoie de bani pentru că modelul nostru este cash and carry și avem un cash flow foarte, foarte bun. Ne plătim furnizorii și anticipat când ne roagă, pentru că ei, furnizorii noștri, sunt și parteneri cu noi. Și stând pe bani, au venit băncile să ne roage permanent cu, pentru ori pentru creditare, ori pentru linii de credit. Avem deschise 2 linii de credite, doar pentru a avea o siguranță psihică, eu ca proprietar. Ne folosim de acei bani pentru, și pe urmă le încărcăm din nou aceste linii de credit. Ne asigură un confort psihic foarte bun, dar nu intrăm în ei și nu ne batem efectiv joc de bani, pentru că nu îmi cumpăr case sau mașini care ar sta degeaba nefolosite. Da? Încerc să investim banii cu cap fără să avem costuri mari cu acești bani. Deci atât o politică prudentă, scuză-mă, Cătălin. O politică prudentă și un antreprenor a făcut bine. Ok, scuză-mă, Cătălin, te rog. Pe de altă parte, insist cu răspunsul ăla. De ce tot mai puțini antreprenori, de ce atât de puțini antreprenori români se îndreaptă spre piața de capital? Eu zic că e un cumul de factor. Vorbeați voi de comoditatea relației cu banca. E evident clar și dorința asta de a nu vinde din, de a nu da un procent din afacere, de a nu împărți profitul. Corect. Nu cred că transparența e o problemă. Până la urmă, în fine, cum ai spus, se pot face niște mici aranjamente, dar până la urmă, mare, mare schimbare acolo, mult de ascuns, nu cred că ar trebui să fie. Totuși lipsește cumva și educația asta, nu neapărat financiară așa basic, ci ce presupune a fi o companie publică și listată. Că bănuiesc că sunt, ei știu și de avantajele de a avea această vizibilitate și un prestigiu, nu, până la urmă, de a fi listat. Ce îi oprește totuși? Sunt de acord cu tine că lipsește foarte mult educația. Pe de altă parte, îi oprește foarte mult orgoliu pe antreprenorii români și probabil și din alte țări unde nu sunt listați, pentru că o iau personal ca și cum și-ar vinde părți din propriul copil. Da? Se atașează atât de mult de companie și nu văd varianta să ai o felie, cum era, o felie mai mare dintr-un pepene mare și vor să aibă tot pepenele mic. Da? Sunt perspective diferite și ține foarte mult de educația financiară. Faptul că îți dai voie să mai atragi investitori în companie și evident să le dai și lor părți din companie, îți poate aduce o dezvoltare foarte, foarte și rapidă și mare. Adică poți cuceri bucăți din piață sau nu neapărat să cucerești bucăți din piață, poți dezvolta o piață nouă, pentru că ceea ce facem noi, mari retaileri de bricolaj, pur și simplu nu fac. Nu fac debitarea de subansamble și fabricația efectivă de subansamble la nivelul la care facem noi. Ei pur și simplu te duci și îți debitează o bucată de palme laminat sau o bucată din blat. Au serviciu de debitare. La noi serviciul este compus astfel încât clientul poate să plece cu mobilierul dezansamblat și îl montează acasă. Deci educația este primul factor. Și al doilea factor pe care îl văd este orgoliu de a-și nu mai bine se ducă în jos cu propriul copil decât să-l împartă cu altul. Da, cu da, asta. Copil, adică cu propria ta afacere. Asta am observat și noi. Tiberiu, mai am o scurtă întrebare și te las. Am văzut în semestru 1 o cifră de afaceri în creștere, da, 29%. Având în vedere incertitudinea de care vorbeam la începutul emisiunii, mergeți pe trimestru 2 pe un scenariu realist, optimist, pesimist, riscurile m-ar interesa. Ce riscuri ar fi în perioada următoare? Riscurile pe care le văd eu pentru perioada următoare sunt legate de nedeschiderea sectoarelor închise. Horeca, cum spuneam, organizări de evenimente, săli de sport,
care au mari șanse să genereze o sumă de șomeri. Acești șomeri puteau fi clienții tuturor, clienții noștri, clienții celorlalți retailer, clienții companiilor de mașini sau clienții companiilor de turism. Da? Puteau să fie, să cheltuie bani. Iar dacă oamenii ăștia nu or să mai aibă venituri și sunt probabil câteva sute de mii, după cum se estimează, ei nu, nemai producând bani, nu o să mai pună banii lor în circulație. Și asta mi se pare un risc major de, pentru economia românească. Ok. Eu mai am o întrebare vis-a-vis de, și este de fapt o continuare a întrebării din partea celor care ne urmăresc, și ar suna în felul următor, având în vedere că urmează, mă rog, în viitorul apropiat în care veți lista compania, cei 25% practic vor fi, să zic, oferiți publicului, oferiți investitorilor, celor care vor să investească în companie. Dacă până acum, având în vedere că era și este în continuare, până a se lista, o companie este considerată închisă, așa să zic, și prerogativele conducerii, administratorilor, acționarilor și așa mai departe, primează în fața tuturor proprietarii business-ului, dând practic direcția și ceea ce vor să facă cu banii care sunt generați din firmă. Acum întrebarea este, având în vedere că veți fi o companie listată, pe ce tip de companie veți merge? Pe o companie de creștere care ar putea să nu dea dividende sau pe o companie care ar da dividende? Adică cam care ar fi politica de dividend pe care vreți să o adoptați după ce vă veți lista? De la început am stabilit că mergem pe o politică de creștere și primii 4 ani nu vom da dividende, pentru că avem nevoie să creștem. Reinvestim tot profitul. Ăsta e și scopul pentru care ne listăm, ca să creștem rapid. După ce deschidem următoarele 4 magazine, vom da dividende. Asta este certitudine. Da, e okay. Perfect și mi se pare absolut normal. Era logic așa se face. Tiberiu, îți propun să vorbim puțin, tot vorbim de listarea la bursă, să vedem cum evoluează bursa de la noi și cum a evoluat în ultima perioadă, mai ales comparativ indicii cu ceilalți indici și nu neapărat din regiune, deși cu ăia îi comparăm, dar să vedem cam cum au evoluat indicii și din Europa și de afară, pentru că luna iulie n-a fost o lună strălucită pentru bursa noastră, care a pierdut contactul cu bursele de peste ocean. De altfel și bursele, indicii europeni stau mult mai slab comparativ cu bursele din China și Statele Unite, campionii perioadei astea, atât în iulie cât și de la începutul anului, nu? Într-adevăr, așa este, după cum ai afirmat puțin mai devreme. Am pregătit o planșă cu top creșteri indici bursieri în luna iulie și top scăderi, tot din luna iulie, unde se vede foarte clar companiile, indicii de fapt care au evoluat foarte bine. Deci indicii din China plus 12,97% și 10,67%, în timp ce Nasdaq cu plus 7,6%, S&P plus 5,29%. Și dacă e să vorbim de scăderi, din păcate avem și noi 2 indici care sunt în clasamentul ăsta cu top scăderi din luna iulie, BTNG-ul cu minus 3,7%. BTNG-ul, să spunem celor care ne urmăresc, că este reperul companiilor din domeniul energetic, care sunt practic în componența acestui indice. FTSE 100, FTSE 1000, pardon. 100, nu, e greșit. Ah, este greșit, scuze-mă. Da, 100, da, deci de la Londra. De la Londra, da. Minus 3,61. BET-ul, iarăși încă o dată, minus 2,82. Indicele bursei franceze CAC 40 minus 2,55 și indicele bursei japoneze Nikkei 225 cu minus 2,45, deci în luna iulie. Exact, și să știi că luna iulie, dacă translatăm de la year to date, să știi că tot cam aceiași campioni, sunt aceiași câștigători și aceiași pierzători. Pentru că, iată, luna iulie se dovedește una importantă.
Cu o singură mențiune, faptul că la top creșteri year to date Nasdaq-ul a preluat Da, conducerea și este evident. cu plus 17%. A fost de la început lider. N-ai cum să-l ajungi deocamdată, să vedem ce se va întâmpla. Ce mă surprinde pe mine, ce observații am făcut și mai de mult, indicele german DAX face notă discordantă comparativ cu cel britanic. Bine, el deja nu mai e în Uniunea Europeană, dar ca idee așa tot european e, și cu cel franțuzesc, pentru că a avut o evoluție și săptămâna cu câteva zile înainte fusese chiar pe plus, trecuse pe plus ca S&P de la începutul anului, până la urmă au fost scăderi pe burse, în special în zona EU, în Uniunea Europeană. Asta e observația pe care o fac și faptul că indicele din Hong Kong face notă discordantă vis-a-vis de indicii Chinei continentale, să spunem așa, da, acolo știm ce probleme au fost. Până la urmă ne interesează că, iată, la București, în perspectiva aderării, să spunem, în perspectiva atingerii acelui statut de piață emergentă secundară, vacanța a venit mai devreme și deocamdată suntem în așteptare. Asta l-aș întreba pe Cristian, cum vede el evoluția și dacă e un moment foarte favorabil, în sensul în care mulți antreprenori nu vor să listeze, tocmai pentru că găsesc că sunt perioade de criză sau de depreciere sau de scădere pe burse, alții dimpotrivă și doresc să facă lucrul ăsta pe perioadă de boom, dar să nu uităm totuși că boom-ul ăsta economic venim după o tendință de vreo 11 ani, a fost o corecție, a fost un bear market o lună, dar acum iarăși suntem cu bursele pe creștere. Deci tu cum vezi perioada asta raportată strict la evoluția bursieră? Ce te aștepți? Să fie o perioadă bună? Am văzut că multe companii de când s-au listat au avut câteva luni, poate chiar ani de scădere la început. Asta nu demoralizează acționarii? Eu personal cred că vom avea o perioadă bună, nu foarte bună, bună, pentru că ce se întâmplă, ne uităm ce se întâmplă cu dobânzile bancare, care sunt spre zero sau chiar sub zero în anumite țări. Toată lumea ar vrea să investească bănuții undeva. Și atunci, dacă găsești o companie de încredere care produce rezultate, nu văd nimic anormal să nu investești acolo. Piața noastră este în creștere. În continuare, casele românilor au nevoie de amenajări interioare. Da? Pe asta s-a bazat și Dedeman când a lansat compania, pe nevoia de renovare a caselor, pe nevoia de extindere a locuințelor, pentru că erau foarte multe locuințe degradate. În continuare, această nevoie există, nu s-a terminat, iar oamenii sunt dornici să-și facă viața frumoasă acasă. Știm foarte clar că, cel puțin până la finalul anului, multe companii care își aveau sediu în clădirile de biroului vor continua să lucreze încă de acasă. Asta te face să fii foarte atent la cum ai casa amenajată. Că vrei, că nu vrei, stând toată ziua în propria casă, vezi până la urmă ceva rupt, vezi ceva și îți vine cheful să amenajezi. Apropo de asta, dacă ați văzut în slide-uri, organizăm școala de mobilă de 6 ani, da? Cu cei pasionați care de bricolaj, care le plac să facă cu propriile mâini corpuri de mobilier, să dea o vopseasă, și fac un sondaj în rândul participanților să văd din ce domenii vin. Și invariabil, 25% dintre ei sunt IT-iști. Asta m-a făcut să caut și eu un răspuns. De ce se întâmplă asta? Și am ajuns să vorbesc cu un medic psiholog care mi-a spus că, aici o dau puțin în glumă, la spitale de psihiatrie există așa numită terapie ocupațională. Îi dai omului ceva de făcut și uită și se recrează. Și răspunsul vis-a-vis de IT-și care vin la cursul de mobilă este că oamenii, stând mereu 8 ore, 10 ore pe zi în fața ecranului, monitorului, încep să obosească psihic. Și lucru manual, bricolajul în speță, te odihnește. Așa că dacă ați făcut ceva vreodată cu mâinile, fie grădinărit, fie a bricola, fie chiar și a vopsi pur și simplu ceva, te-ai simțit relaxat psihic ulterior. Și este un răspuns în zona medicală. Munca manuală liniștește creierul. Deci, răspunsul e că, în continuare, cred că merită investit pe bursă. Unu, sunt companii, în continuare, care vor face treabă
și m-am bricolaj, poate fi una dintre ele. Și a doua este că ești împins de la spate de lipsa randamentelor pe, în zona bancară. Da, într-adevăr, așa este. Investitorii trebuie să se orienteze din ce în ce mai mult, în părerea mea, către piața de capital, pentru că băncile, având în vedere situația actuală și discursurile bancherilor centrali din toată lumea, acum că pe o perioadă destul de lungă de acum încolo dobânzile vor fi la minime istorice, se pare că cei care vor rămâne cu banii în, mă rog, în clasele de depozite, conturi de economie și așa mai departe, cu siguranță că nu vor avea prea mult de câștigat. Cine știe, poate că la un moment dat vor avea chiar și de pierdut. Hai să trecem în revistă și ce s-a întâmplat astăzi pe Bursa de Valori București. Dacă e să vorbim de evoluția principalilor indici, creștere pentru indicele BET 0,68%, scădere pentru BET FI, reperul fondurilor de investiții minus 0,29%, 0,65% cu plus pentru indicele BET Plus și o creștere de 0,34% pentru indicele BET-NG. La nivelul companiilor din indicele BET, plus 1,5 pentru Banca Transilvania, 1,93 pentru BRD Societe General, care, ca și idee, astăzi dimineața a raportat rezultatele financiare pe al doilea trimestru și pe a doua jumătate a anului și a raportat un profit în scădere cu aproape 50% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deci e clar că influența celui de-al doilea trimestru și faptul că economia a fost aproape închisă două luni de zile în aprilie și mai, iată că își pune amprenta destul de mult și abrupt pe rezultatele BRD-ului. 1,78% pentru Digi, creștere astăzi, și 1,0% pentru Transgaz. Din punct de vedere al volumelor tranzacționate, hai să vedem ce s-a întâmplat până la această oră, aproape de închiderea sesiunii de astăzi. Iată volume, din păcate, foarte mici, 2,4 milioane euro față de o medie anului curent care a scăzut sub 10 milioane, undeva la 9,93. Iată că cifrele pe care tot le amintim de-a lungul timpului în ultimele luni, se pare că nu prea se îmbunătățesc, Cătălin, nu? Tranzacțiile zilnice se pare că nu își revin și perioada asta acum, fiind și cea care coincide cu sezonul estival, cu concediile, iată că sunt din ce în ce mai puține tranzacții. Asta nu face decât să ne îngrijoreze și mai tare, să zic așa, de evoluția, să zic așa, viitoare. Știu că pentru astăzi ai pregătit două companii, nu? Două grafice respectiv. Am pregătit două grafice fără să știu că vorbești de Digi. Spun de Digi pentru că Digi Communications, cotația se află la un nivel foarte, foarte important și e posibil ca în viitor să urmeze o mișcare mai amplă sau de durată. De ce spun asta? Se află prețul exact în zona asta, între 34 și 35 de lei, într-o consolidare laterală și de câte ori au fost consolidări laterale, iată și înainte, iată și aici, au fost apoi mișcări puternice. Deci poate fi un pattern care să se respecte și atunci să asistăm la o creștere puternică sau, de ce nu, la o scădere mai amplă. E posibil și una și alta, mai ales că a ieșit din trendulețul ăsta ascendent. Dacă ar fi să fie scenariul pesimist, să avem o scădere, totuși am văzut că mai există un pattern, iată aici, 1, 2, 3, 4, în sensul că după scăderi vine un buy la fel de agresiv, deci după prăbușiri vine o revenire la fel de puternică, deci dacă cumva vom avea o scădere, e posibil să avem și o revenire, deși sunt șanse mari să crească dacă reușește să treacă de zona asta. Cu cât stă mai mult între 34 și 35, înclin să fac un pronostic, cu atât va fi mișcarea mai puternică sau, dacă nu, va fi de durată. Vom vedea ce se întâmplă pe 14 august, când o să raporteze situațiile semestriale. Deci, cu siguranță, atunci o să vedem un trend. Exact. Sau poate nu și atunci iară se va preluci. Să vedem. Un alt grafic interesant este turbomecanica. Se formează aici un steag după revenirea asta puternică, revenire care are la bază un triunghi simetric care s-a format aici în bottom după prăbușire. Întrebarea e dacă umple gap-ul, iată gap-ul dinainte a fost umplut pe scăderea aceasta, dar prăbușirea a acoperit gap-ul din februarie 2019, dar a deschis unul în
martie 2020, a început să-l umple, să vedem, e și media mobilă aici de 200 de perioade care opune o rezistență, să vedem ce se va întâmpla, tot așa este o zonă importantă și dacă va umple gap-ul și va trece și se va duce spre această 0.32, ar fi foarte bine să reușească să stea aici și chiar deasupra. Da, deocamdată nu știm dacă se păstrează mișcarea asta, e posibil ca în viitor, într-un timp relativ scurt, mediu, să umple acest gap și să ajungem la 0.32, dacă nu, dacă e spart suportul 0.2750, se vede clar, mie că ajungem la 0.24-0.23, mai e până atunci vom urmări, dar sunt momente importante pe graficele astea și vom vedea ce se întâmplă și cu lichiditatea. S-a mutat interesul pe aero și ca să trag așa o concluzie la ce am discutat astăzi, eu mă bucur ori de câte ori un sector nou ajunge reprezentat la bursă, mai ales dacă emitentul e unul tânăr, nu dinamic, și orientat spre dezvoltare. Cum spunea, eu mă bucur și sper să fie cât mai multe companii. Un cuvânt de încheiere, Cristian, cum vezi tu următoarea perioadă și mai ales când vă listați? Acum, septembrie, octombrie? Da, suntem pregătiți pentru septembrie, sfârșitul lunii septembrie, să apărăm pe piață. Suntem gata cu prospectul de emisiune și suntem foarte optimiști. Mai avem câteva... Brokerul mai are câteva lucruri de pregătit, deci în septembrie vom fi pe piață. Acest final de an... Da. Se pare că este puțină incertitudine. Clar este că vedem că, cel puțin eu văd lucrurile astea, că pe zona de Europa... pandemia se liniștește, încep să scadă lucrurile, să scadă numărul de cazuri, pentru că mă uit foarte mult la zona de vindecați. Nu mă uit la zona de noi îmbolnăviri. Dacă numărul de vindecați crește, înseamnă că oamenii sunt pregătiți să deschidă economia și să înceapă să consume, pentru că câteva luni de stat în casă și să zicem, panică, de îngrijorare, nu au produs efecte deloc benefice și oamenii sunt dornici să-și reia obiceiurile de consum, dornici să-și reia viața. Ok, cu mesajul ăsta încheiem astăzi. Îți mulțumesc mult pentru prezență și te mai așteptăm pe la noi. Așteptăm să vedem mambricolaj pe bursă, așteptăm să vedem lichiditate, cum a fost și pe celelalte și cum este pe celelalte companii de curând listate, așteptăm și alte companii. Până atunci vă dăm întâlnire mâine la aceeași oră cu un nou invitat. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă dorim, ca de obicei, o seară cât mai plăcută și, evident, profitabilă. La revedere!